În plus, rezultatele proiectului Genomul uman ne obligă să ne reanalizăm relația genetică cu alte organisme din biosferă. Nu mai putem folosi conceptul de gene pentru a explica de ce oamenii se află în vârful scării evoluției. Se pare că nu e prea mare diferență între numărul total de gene care există la oameni și acela al organismelor primitive. Să aruncăm o privire asupra a trei dintre cele mai studiate modele animale în cercetarea genetică. Un nematod microscopic cunoscut sub numele de C. Cenorhabditis drosophila și șoarecele de laborator. Primitivul vierme C. ditis este un model perfect pentru a studia rolul genelor în dezvoltarea și comportament. Acest organism cu creștere și reproducere rapidă are un corp construit pe un tipar precis, format din exact 969 de celule și un creier simplu cu aproximativ 302 celule. Cu toate acestea, el are un repertoriu de comportamente absolut unic și lucrul cel mai important, maleabil, la experimentarea genetică. Genomul de Cenorhabditis constă din aproximativ 24.000 de gene. Corpul omenesc, compus din peste 50 de trilioane de celule, conține doar cu 1500 de gene mai mult decât inferiorul verme microscopic nevertebrat și care abia are 1000 de celule. Drosofila, un alt subiect de cercetare favorit, are 15.000 de gene. Astfel, musculița, care e cu mult mai complicată, are cu 9.000 de gene mai puțin decât mai primitivul vierme Cenorhabditis. Iar când ajungem la șoareci, comparativ cu oamenii, s-ar putea să fie nevoie să avem o părere mai bună despre ei sau mai proastă despre noi. Rezultatele unor proiecte de genom desfășurate în paralel dezvăluie că oamenii și rozătoarele au aproximativ același număr de gene. Noțiuni de bază despre biologia celulară și ceva în plus. În retrospectivă, oamenii de știință ar fi trebuit să știe că genele nu pot să asigure controlul vieții noastre. Prin definiție, creierul este organul care răspunde de controlarea și coordonarea fiziologiei și comportamentului unui organism. Dar este oare nucleul cu adevărat creierul celulei? Dacă presupunerea noastră că nucleul și materialul său care conține ADN reprezintă creierul celulei, atunci îndepărtarea nucleului celulei, procedură cunoscută sub numele de enucleație, ar trebui să ducă la moartea imediată a celulei iar acum să vedem marele experiment. Maestre, te rog, tobele! Savantul trage celula noastră, care se tot împotrivește, în sala microscopică de operație și o leagă în chingi. Folosind un micromanipulator, savantul ghidează o micropipetă de forma unui ac și o poziționează deasupra celulei. Printr-o mișcare îndemânatică, cercetorul nostru introduce micropipetă adânc în interiorul de citoplasmă al celulei. Prin aplicarea unei ușoare sucțiuni, nucleul este extras în pipetă, iar pipeta este retrasă din celulă. Celula noastră de sacrificiu zace cu creierul sfâșiat sub pipeta care s-a giftuit cu nucleul. Dar stai! Încă se mai mișcă! Dumnezeule, celula e încă în viață! Rana s-a închis, și la fel ca un pacient care se recuperează după o intervenție chirurgicală, celula începe să se miște ușor, împleticit. Curând, e înapoi pe picioare, mă rog, pseudopode, și fuge din câmpul microscopului cu speranța că nu va mai vedea niciodată un doctor. În urma enucleației, multe celule pot să supraviețuiască până la două sau mai multe luni fără gene. Celulele enucleate viabile nu stau ca niște bucăți de citoplasmă fără creier susținute de aparate de menținere a vieții. Aceste celule ingerează și metabolizează hrana în mod activ, își întrețin funcționarea coordonată a sistemelor fiziologice, respirație, digestie, excreție, motilitate, păstrează capacitatea de a comunica cu alte celule și sunt capabile să exprime reacții activate la factorii de mediu care stimulează creșterea și protecția. Deloc surprinzător, enucleația are și efecte secundare. Fără gene, celulele nu se pot divide și nu pot reproduce proteinele pe care le pierd ca urmare a uzurii normale a citoplasmei. Incapacitatea de a înlocui proteinele care lipsesc din citoplasmă contribuie la disfuncții mecanice care în cele din urmă duc la moartea celulei. Experimentul nostru a fost proiectat pentru a testa ideea că nucleul este creierul celulei. Dacă celula ar fi murit imediat după enucleație, observațiile ar fi sprijinit cel puțin această credință. Însă rezultatele sunt neîndoielnice. Celulele enucleate încă mai prezintă comportamente complexe și coordonate de susținere a vieții, ceea ce presupune că celula are creierul încă intact și în funcțiune. Faptul că celulele enucleate își păstrează funcțiile biologice în absența genelor nu este în niciun caz o descoperire nouă. Cu peste 100 de ani în urmă, specialiștii în embriologie care lucrau cu metode clasice îndepărtau în mod curent nucleul celulelor ovocite, care se divizau arătând că o singură ovocită enucleată se poate dezvolta la fel de repede ca și blastulele, un studiu embrionic care constă din 40 sau mai multe celule. În prezent, celulele enucleate se folosesc în scopuri industriale ca straturi de alimentare vii în culturile de celule desemnate producției de vaccinuri antivirale. Dacă nucleul și genele acestuia nu sunt creierul celulei, atunci care anume este contribuția ADN-ului la viața celulară? Celulele enucleate mor nu pentru că și-au pierdut creierul, ci pentru că și-au pierdut capacitățile de reproducere. Fără capacitatea de a-și reproduce Părțile celulele enucleate nu pot înlocui cărămizile de proteine deteriorate și nici nu se pot replica. Astfel, nucleul nu este creierul celulei, nucleul este gonada celulei. Confundarea gonadei cu creierul este o greșeală de înțeles, pentru că știința întotdeauna a avut și încă mai are un caracter patriarhal.